N-am venit să vă mustru, eu vorbesc în dreptul meu, mă chinui, alerg, mă, să-l iubesc pe fratele ăsta. Și ăla spune, nu, dar tu ești pastor. Și zice, pleci. Nu merge. Eram la Mizuriu, cu corul de la noi. Voi știți că mulți au fost atunci, poate că mai este de la Ghețemani sau poate v-am mai spus întâmplarea asta. Și cu asta închei. Am stat la hotel și dimineața, Costică era atunci? Am stat la hotel și trebuia dimineața să fim unde fratele Purgaru, acum atunci era un alt frate, cred că Druhoră, dacă mai țin minte. Și am pus un frate să adune banii de la toate camerele care unde am stat fiecare. L-am pus pe fratele Liviu Chelaru. Și dimineața adunăm bani, ne-am urcat în bas, plecăm la biserică și când au adunat bani, un rum nu iese. Un rum n-o plătit. Și mai numărăm o dată. Și mai întrebăm pe toți. Toți spuneam, am plătit. Era cina acolo. Și în mintea mea am zis, ascultați-mă bine, de ce l-am pus pe zgârii brânză asta să numere el banii? Băi, n-am înjurat. Nu l-am făcut nebun. Zgârii brânză, este o vorbă românească, voi nu știți asta. O vorbă așa, nefolositoare. Și stăm jumătate de ceas, întârziem la adunare și nu iese accountul. Și îl întreb odată pe Liviu, bă, Liviu, dar tu ai plătit camera ta? Băi, frate, bă, el a uitat să plătească camera lui. Și nu-i niște bani. În sfârșit, am ajuns la adunare. Și frații au spus, e cina, acum trebuie să ne ajut să slujim împreună. Și Dumnezeu îmi spune, tu nu poți să dai cina. Dar cum nu pot? L-ai făcut pe ăsta, i-ai spus zgârii brânză. Tu știi omul ăsta ce necaz are? E părăsit de soție, muncește greu, un om orfan, i-a murit tata, mama mai trăiește, e un om amărit. Și tu ai vorbit așa. Nu poți să iei cina. Stăteam la anvon cu frații și îi spun, Doamne, când se termină cina, am să mă duc să-mi cer iertare. Dar lasă-mă să mă duc înainte. Nu. Și spun la fratele păstor, auzi, cu toată dragostea, dar nu pot să te ajut. Păi, dar suntem păstori. Dar mi-era rușine să-i spun. Mi-era rușine să-i spun. Și mă frământam pe banc, plângeam. Și Domnul spune, uite ce, mergi acum la el în public și îți ceri iertare. Primul gând care de-a venit, păi eu sunt păstor. Cum adică să mă duc în public? Ăștia nici nu mă cunosc de la Mizuri. Mă fac de râs în două părți acum. Auzi ce-mi spune? Ăsta la altul. Ăla spune, ridică-te, cere iertare și ești liber. A fost o mare bătălie în mine, să știți. Și îi spun la fratele, lasă-mă să fac ceva. Dar ce vrei să faci? Trebuie să mă aduc în cer iertare la un... Și el a zâmbit, fratele. A zâmbit. Dar el nu știa durerea mea și de ce plâng și de ce am... De ce mi-e necăjit. Și m-a ridicat în public și a mers la Liviu. Și a spus, dar fraților, am o problemă înainte de cine și trebuie să o rezolv. Și a spus, Liviu, ridică-te în picioare. Ți-am zis, în mintea mea, te-am făcut zgârii brânză. Te rog frumos, iartă-mă. Nu pot să dau cina, nu pot să fac nimic. Poți să mă ierți. Și eu zic, frate, băi, dar nu am nimic cu tine.
Nu ne-a auzit nimeni, n-a știut nimeni. Și spune, eu ce-am să plângă, s-a ridicat. Ne-am cuprins amândoi, am plâns, ne-am rugat. În timp ce noi eram cuprinși, s-a întâmplat ceva. În adunare, în Missouri, erau zeci de frați certați, probleme, erau hotărâți să nu ia cina. Și-a început jumătate de oră un dute vino. Mergeau, se îmbrățișau, plângeau, cereau iertare. Ăsta este Dumnezeul nostru care spune să-L iubim și să facem ce-a făcut El. Ăla spune, nu, tu ești cineva? Nu. Păi dacă-ți păstor, ce? Eu nu pot să cer iertare? Problema aia, în ziua aia, Dumnezeu mi-a dat o lecție ca niciodată. Și îi mulțumesc bunului Dumnezeu că m-a ajutat să trec. Puteam să rămân acolo pentru totdeauna. La borna aceea. E mare lucru să iubești pe frați, să iubești pe oameni și să iubești pe Dumnezeu. Frații mei, nu zic să faceți ca mine, dar faceți ca și Iisus. Și dacă vom face ca El, odată vom ajunge în împărăția lui Dumnezeu. În curând, vine Domnul, să știți. Spunea prorocia, toate semnele de afară ne spun că vine Iisus, dar și cele dinăuntru ne spun că vine Iisus. Și într-o zi, cântând, rugându-ne, dormind, lucrând, sau fiind undeva pe ogoarele lumii acesteia, vom auzi o trompetă și vom pleca acasă. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta. M-am lipit de El. Îmi spunea un frate, zice, m-a rugat Domnului și i-a spus în rugăciune, eu n-am să pot să te iubesc așa de tare, dar am o rugăminte, era sudor de mine.